La fiecare sfârșit de an, televiziunea română aniversează primul program transmis în direct, respectiv Revelionul 1957. De fiecare dată, redactorii de serviciu descoperă noi și noi pagini de istorie recentă, așa cum se consemnează peste tot în lume, începând cu jumătatea secolului 20. Secvențele sunt inedite, începând cu acelea în care apare postul național și public de televiziune. Unele țin deja de oralitatea mărturiilor video, altele pot fi cercetate în premieră absolută la vremea realizării lor, netrecând de cenzură. Tot ce veți urmări în această emisiune nu putea fi văzut fără contribuția Arhivei Multimedia a Societății Române de Televiziune, o memorie secretă a însăși societății românești din ultima jumătate de veac. Și acum, câteva dintre personalitățile reale ale României ultimei jumătăți de veac, care au rămas dintotdeauna călăuzele programelor televiziunii române. Vă amintiți de zilele și probabil că zilele și zilele și săptămânile în care ați înregistrat ora exactă? Îmi amintesc cu multă plăcere pentru că am făcut un lucru cu pasiune timp de 2 săptămâni și dumneavoastră știți ce înseamnă pasiune. 2 săptămâni între 6 și 8 ore pe zi de înregistrare. Este un lucru destul de migălos pentru că la un moment dat simțeam că mă dor maxilarele de cât spuneam ora exactă. Se spune de foarte multe ori, de altfel știți și dumneavoastră. De 8.641 de ori în 24 de ore. La început a fost Radio București, acum Societatea Română de Radiodifuziune, instituția cea mai apropiată în funcțiune de nou-născuta televiziune română. De-a lungul anilor, cele două instituții au funcționat sub aceeași siglă, schimbând de multe ori redactorii și realizatorii emisiunilor între ele. Cu prilejul anului nou, vă urăm la mulți ani! Permiteți-ne să vă oferim în dar un program din cântecele și jocurile noastre românești. Ridicăm paharul în sănătatea voastră, pentru pace și fericirea noastră a tuturor. Primele transmisiuni în direct s-au efectuat din fostele studiouri cinematografice din cartierul bucureștean Floreasca. Undeva în apropierea sediului TVR de astăzi, în strada Molière, au fost amenajate primele studiouri. Despre concertele din curtea școlii Floreasca, transmise în direct în anii 50-60, nu putem spune prea multe în lipsa imaginilor. În schimb, filmări din studioul A există și deja sunt foarte cunoscute.